Pacea Domnului! Mă bucur cum Dumnezeu lucrează în căi extraordinar de frumoase și misterioase în același timp. Pentru că și cântarea și textul pe care l-a citit fratele de dimineață se potrivește perfect cu ce am pregătit pentru această dimineață. Iată-ne la finalul unui an. Și uitându-ne așa în urmă, parcă toate sunt la fel an de an. Lumea devine mai rea, tehnologia devine mai avansată, iar noi ne vedem și mai mult de treburile noastre. Apropo de tehnologie, nu știu dacă ați auzit de explozia inteligenței artificiale, ChatGPT și așa mai departe. Nu despre asta vreau să vorbesc, însă pe internet cineva și-a imaginat cum ar arăta dacă cerul ar trimite un e-mail către pământ, o scrisoare electronică către noi. Și vreau să vă citesc și vă invit să ascultăm împreună. Scrisoare de la Iisus. Dragul meu, cum îți mai merge? Desigur, mi-aș dori mult să putem vorbi doar noi, amândoi, dar știu că pentru aceasta aproape niciodată nu ai timp. Am hotărât, deci, să îți scriu o scrisoare pentru a-ți spune cât de mult te iubesc. Te-am văzut aseară când discutai cu prietenii tăi, am așteptat toată ziua. Poate vei dori să vorbești și cu mine. Ți-am dăruit un apus de soare minunat la sfârșitul zilei și am așteptat. Însă niciodată nu ai găsit timp să vorbim. Aceasta m-a durut. Dar eu totuși te iubesc pentru că sunt prietenul tău. Noaptea trecută te-am privit cum dormeai și am dorit cu ardoare să-ți ating fruntea. De aceea am revărsat lumina lunii pe fața ta. Și din nou am așteptat, dorind să cobor la tine ca să putem vorbi. A sosit dimineața și eu am avut atâtea daruri pentru tine, dar te-ai întors în patul tău dorind să-ți prelungești măcar pentru câteva clipe somnul dulce și ai amânat întâlnirea noastră. Ca de obicei, dimineața ai puțin timp. Te-ai spălat, te-ai periat dinții cu grijă, te-ai îmbrăcat ordonat și te-ai grăbit la lucru. Când ai privit ultima dată în oglindă, ai observat din mers Biblia pe masă și atunci inima mea a tresăltat la gândul că vei dori ca să mă asculți. Dar ai renunțat și închizând ușa după tine ai plecat. Lacrimile tristeții mele erau în ploaia de afară. Dar totuși eu te iubesc. În timpul zilei am încercat să vorbesc cu tine prin norii albi, prin albaștrul cerului și prin liniștea ierbii verzi. Ți-am șoptit aceasta prin frunțele copacilor și ți-am spus-o blând prin splendoarea florilor. Am alergat către tine spunându-ți, te iubesc, în pârâiașul de munte și în minunatul cântec al păsărilor. Odată, uimit de frumusețea și gingășia florilor, ai meditat la creatorul lor și eu am crezut că acum te vei hotărâ să vorbești cu mine. Însă, un gând oarecare se pare important pentru tine ți-a bătut atenția. Da, probleme și nu puține, însă eu aș putea să te ajut în rezolvarea lor. Îți amintești când ai primit acea veste tristă? O, cum am dorit atunci să-ți șterg lacrimile! Deși nu erai atent la mine, ți-am trimis în dragostea mea o adiere de vânt caldă și ușoară, plină de miresmele naturii pentru a te mângâia în tristețea ta. Dar nici atunci nu te-ai gândit la mine. Seara, când ai venit acasă, obosit după o zi plină de probleme, ai cinat în grabă și ai pornit televizorul. Absorbit de emisiunile TV, nici nu ai observat cum s-a scurs timpul. Am așteptat, sperând că îți vei aminti de mine.
Ai mers la culcare și ultima mea speranță de a vorbi cu tine s-a stins. Voiam atât de mult să-ți dăruiesc putere, mângâiere, înțelegere. Dragul meu, când va mai începe o zi, când vei fi în tumultul ei, în amurg sau în orice clipă a ei, când îți este greu, când ești trist și singur, amintește-ți de iubirea mea față de tine. Este o iubire mai adâncă decât marea, mai înaltă decât cerul și mai cuprinzătoare decât cele mai profunde nevoi ale inimii tale. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Voi răspunde la întrebările pe care de atâtea ori le-ai găsit fără răspuns. Îți voi aduce liniștea după care tânjești de atâta timp. Lângă mine vei găsi cu adevărat fericirea și vei afla pacea lăuntrică. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi fi alături și te voi ajuta. Eu te-am creat, te-am ales, te iubesc și te aștept. Al tău prieten care te iubește, Iisus Hristos. Mă bucur că suntem în această dimineață aici, dorind să vorbim cu Iisus. Și vă invit să deschidem Biblia la Ioan, la Fapte 3:1. Pentru că nu suntem singurii care doreau să vorbească cu Iisus. Și nu suntem singurii care în ceasul al nouălea se pregăteau să facă acest lucru. Nu vreau să spun ca noi, pentru că ceasul al nouălea pentru evrei înseamnă ora 3 după amiază. Fapte 3:1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară milă de la cei ce intrau în templu. Deci ca să ne situăm puțin, Petru și Ioan aveau obiceiul ca la ora 3, ora ceasul al nouălea în evreiește, să meargă la templu să se roage. Așa cum noi avem obiceiul să venim la ora 9 dimineața la biserică pentru ora de rugăciune, ei mergeau în templu. Și pe drum au întâlnit pe un olog care era pus acolo și cerea milă. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Adică le-a cerut ceva de mâncare, bani. Petru și Ioan s-au uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur, n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Când eram mic, citeam aceste pasaje și mă întrebam, oare ce timpuri au fost acelea? Pentru că în ziua de astăzi noi nu mai vedem asemenea întâmplări. Ce a făcut omul acesta? L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A plecat? Nu, a rămas cu ei. A intrat în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poartă. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Și acum vine partea interesantă. Întrebarea mea este, Petru avea o dietă specială? Făcea antrenamente? Avea mâna puternică când a tras? I s-au întărit picioarele? Avea Petru ceva special? Avea? Avea credință, avea puterea de la Dumnezeu. Când eram tânăr în liceu, era o vorbă la care m-am gândit când am citit acest pasaj. Se numea
să ai spate. Cine cunoaște această vorbă? Toți, nu? Când erai mic și plăpând în clasa 9 și veneau ăștia din clasa 12 să îți dea o mamă de bătaie că nu știu ce n-ai făcut, dacă cunoșteai și tu pe cineva care era mare, erai protejat și nu se lua nimeni de tine. Eu așa îl văd pe Petru aici. Petru avea spate. Petru nu era singur. Petru, lângă Petru umbla cineva. Și el o spune mai departe. Fiindcă în versetul 11, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului. Oamenii, în loc să meargă la Dumnezeu, mergeau la Petru. Se gândeau că Petru a făcut ceva exerciții. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucerirea noastră am fi făcut noi pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, pe Barnaba. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus, a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestea o tămăduire de plină, cum vedeți, cu toții. Și ca să revin la întrebarea mea de când eram mic, de ce nu se mai întâmplă astăzi aceste lucruri? Nu cumva poate pentru că noi nu avem spate? Nu cumva poate că noi nu avem credința care pe vremea lui Petru a dat omul acestuia o tămăduire de plină? Aveam mult mai multe de spus, dar văd că timpul se duce repede. O să spun pe scurt. Câteva episoade din Adevărul despre îngeri, unde Ellen White vorbește despre istoria dinainte de căderea Pământului, unde vorbește despre Domnul Hristos. Și un detaliu care pe mine m-a surprins a fost că atunci când Lucifer a fost creat și acesta era perfect și a deschis pentru prima dată ochii, știți ce a văzut? Poftim? Dar cum arăta Domnul Hristos? Ca un înger. Fascinant acest detaliu. Scopul numărul 1 al lui Dumnezeu este ca imaginea lui să fie nepătată. Și sună puțin egoist, dar nu este. Este plină de dragoste această atitudine a lui Dumnezeu. Pentru că înainte de păcat, universul a fost într-o vibrație perfectă și armonie desăvârșită. Cum ne spune Marea Luptă că se va termina Marea Luptă? Tot așa. Mulțumesc. La fel cum a fost înainte, la fel va fi și după, pentru că dacă noi credem în Dumnezeu așa cum este El și îl ascultăm, nu va exista decât armonie, dragoste și fericire. Și pentru Dumnezeu este foarte important ca imaginea Lui să fie restabilită. Putea să spună atunci, credeți în mine, faceți cum vă zic eu. Dar a ales ca să lase timpul să demonstreze cine are dreptate. Și eu îmi imaginam ca și copil, sunt eu cu prietenul meu la o răscruce, stânga sau dreapta? În ce parte o luăm? El spune, dreapta, eu spun stânga, cine are dreptate? Nu putem să știm atunci, dar în timp vedem cine ajunge unde trebuie. Primul scop. Cum au făcut acest lucru? Fascinant. Domnul Hristos a ales, Domnul Dumnezeu și noi suntem diferiți ca și constituție, ca și materie. Dumnezeu nu este făcut din aceeași materie din care suntem noi făcuți. În schimb, Fiul Său a ales ca să se îmbrace în haine de înger, la fel ca și creația Lui, ca să-L descopere pe Tatăl.
Și întrebarea mea a fost, se întâmplă așa și astăzi? Nu a venit Domnul Hristos s-a lepădat de haina de înger și nu numai că nu s-a îmbrăcat în haina lui Adam, care a fost perfectă de la început, s-a îmbrăcat în haina omului păcătos de 4.000 de ani. N-a fost înalt ca Adam, n-a fost puternic ca Adam. A fost ca cei din generația lui, fără păcat. Dar el s-a îmbrăcat cu imaginea noastră ca noi să-l înțelegem mai bine pe Tatăl. Primul. Al doilea, el a venit ca să plătească un preț pe care eu și tu trebuia să-l plătim. Ca un frate mai mare a venit să plătească el prețul pentru ca noi să fim răscumpărați. Și al treilea aspect, pentru că este pe locul 3 în această situație, dar la care am vrut să ajung. Dragostea este un concept care se relaționează. Nu poate trăi singur sau singură. Dacă cineva are dragoste, caută să o împartă cu cineva. Dumnezeu, care este dragoste, vrea să fie prietenul tău și prietenul meu. Vrea să trăiască lângă mine și lângă tine. Vrea să stea printre noi. Dumnezeu spune, unde sunt doi sau trei numele meu, unde sunt eu? În mijlocul lor. Și ca să revin la imaginea e-mailului de la început, unde este subliniată foarte frumos suferința lui Dumnezeu, că noi ne vedem de treabă și Dumnezeu este lăsat la ușă. Știm noi mai bine. Avem noi idee, avem noi experiență, am mai trecut un an, am mai învățat ceva, știm mai bine. Nu mai avem nevoie. Dar mă întorc la Petru. Petru avea spate. Petru avea un prieten. Petru avea pe cineva lângă el. Și acel cineva era gata să intervină ca să facă minuni în viața lui. Credeți că Dumnezeu este gata să intervină și să facă minuni în viața noastră? Dumnezeu stă la ușă și bate. Pentru că El vrea să fie prietenul nostru. El vrea să ne aducă toată puterea. El vrea să ne umple cu Duhul Sfânt. El vrea să ne salveze, să moară pentru noi. Să ne dea o viață nouă. Să ne ducă în locuri cerești. Să facă ca acolo unde este El să fim și noi. Să dea Dumnezeu ca în noul an să dedicăm mai mult timp prietenului nostru Iisus. Să îi dăm ocazia, timp, ca El să poată să ne arate cât de mult ne iubește, câte multe lucruri poate face pentru noi. Mă gândeam la acest lucru și încercam să-l compar cu relația pe care o am cu soția mea. Când iubești pe cineva, timpul zboară. Când iubești pe cineva, nu știi ce să faci ca să stai cât mai mult în prezența acelei persoane. Să dea Dumnezeu ca în anul care vine noi să putem să experimentăm acest lucru cu fratele nostru, cu prietenul nostru, cu Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin.